Statul împrumută Moldova Gas cu peste 1 miliard de lei și primește drept garanție Sistemul Național de Transport al Gazelor. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, societatea cu capital de stat Energocom îi va acorda companiei Moldova Gaz un credit de 1 miliard și 50 de milioane de lei cu o dobândă anuală de 21,5%. Moldova Gaz trebuie să întoarcă banii până pe 1 mai 2023. Dacă nu va reuși, atunci Energocom va intra în posesia operatorului de transport Moldova Transgaz, așa cum prevede contractul de gaj. Anunțul a fost făcut de către ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care motivează că acest împrumut va asigura furnizarea neîntreruptă de gaze. Banii acoperă plățile față de Gazprom pentru consumul de luna trecută și a avansului pentru octombrie. Subiectul îl voi discuta în continuare cu domnul Viorel Gârbu, expert economic, care este în legătură online cu noi. Domnul Gârbu, bună ziua! Bună ziua! Cum comentați decizia autorităților de a oferi acest împrumut și vă rog să ne spuneți dacă această decizie presupune anumite riscuri pentru țara noastră? Această decizie este una impusă de aceste circumstanțe în care ne aflăm. Situația financiară a companiei Moldova Gaz nu este una bună și situația pe piața energetică la fel este una destul de problematică. În același timp, urmarea creșterii atât de mare a tarifelor, capacitatea cetățenilor, consumatorilor să achite aceste tarife este din ce în ce mai limitată și acest lucru se va vedea mai mult în perioada rece a anului. În acest motiv, este o decizie impusă de circumstanțe și o soluție pe care o găsesc autoritățile pentru a depăși această situație. Eu nu cred că această decizie creează anumite riscuri directe pentru Republica Moldova, ba mai mult decât atât, este o decizie în care vine cumva să crească securitatea, dacă vreți, energetică a Republicii Moldova pe viitor, pe termen lung, fiindcă în cazul în care Moldova intră în posesia, autoritățile naționale intră în posesia deci rețelele de distribuție gazelor naturale, acest lucru va crea o situație mai bună în acest domeniu, deci în partea cetățenilor de securitate energetică. În același timp, eu văd anumite riscuri indirecte care este în această decizie și aceste riscuri țin de reacția autorităților de la Moscova, da? Reacția Gazpromului și implicit autorităților politice din Federația Rusă, care pot să interpreteze această decizie ca fiind o acțiune neprietenească, zicem așa, de preluare forțată a activilor din sectorul de transport la gaz natural de către autoritățile naționale și acest lucru poate duce la anumite conflicte în plan politic dintre Republica Moldova și Federația Rusă, lucru care în această perioadă este foarte bine să le evităm. Asta voiam și să vă întreb dacă ar putea urma o reacție din partea autorităților de la Moscova. Sigur că poate să urmeze o anumită reacție. Eu cred că decizia luată de Comisia Situației Excepționale este la limita legalității. Nu știu cum va proceda, deci poate care va fi reacția Moldova Gaz. Cred că faptul că Moldova Gaz este pus în situația să-și gajeze un volum atât de mare, deci ale activilor care le dețin și activii care sunt strategice pentru această companie. Activele respective știm că au fost vânate de-a lungul a mai mulți ani de către Gazprom, nu doar în Republica Moldova, dar și în alte țări, în țările în care această companie își desfășoară afacerea, implicit prin controlul asupra rețelei distribuției. Gazprom își propunea, și de fapt nu Gazprom, dar Kremlinul își propunea în perioada anterioară să exercite influențe politice asupra regiunilor în care există aceste active. Deci, îndeosebi acum, în perioada aceasta în care pe fundalul acesta negativ creat de război din Ucraina, vedem că Kremlinul ne pune accent foarte mare pe capacitatea care o are să furnizeze resurse energetice și prin aceasta să influențeze politica pe continentul european. Deci cred că domeniul este unul foarte sensibil, astfel încât ne putem aștepta la reacții destul de dure din partea Kremlinului urmare aceste decizii. Așa cum spuneam și mai devreme, Moldova Gaz este obligată să ramburseze acest împrumut până în luna mai 2023. De unde va lua acești bani și dacă nu ar putea urma noi solicitări către ANRE pentru a majora tarifele pentru consumatorii finali? Am putea să ne așteptăm și la un astfel de scenariu? Întrebarea dumneavoastră privind de unde Moldova Gaz va lua acești bani este cumva primatură, fiindcă opinia mea este că noi intrăm într-o situație cu turbulențe majore. Această decizie, deci acest miliard de lei, mai mult de un miliard de lei care este alocat aceste companii prin această procedură,
este doar începutul. Noi nu am intrat în sezonul de încălzire. Ori guvernul va trebui să vină cu multe alte miliarde de lei pe care să le ofere într-o formă sau alta acestei companii pentru a asigura furnizare de gaze naturale în continuare, deci pentru a depăși sezonul de încălzire. Noi aveam întreabă în situație cu turbulențe foarte mari. Și cred că nu se va limita această situație doar la acest miliard. Un miliard de acest gen, de presupun că vor fi mai multe. De unde va lua Moldova Gaz bani? Sigur că din tarife. Moldova Gaz va trebui să recupereze gazele naturale, deci costul gazelor naturale pe care le oferă populația sau agențiilor economici. Ori Moldova intră iarăși pe lângă situație foarte tensionată în sectorul energetic, situația general social-economică din Republica Moldova se agravează foarte rapid. Situația economică se agravează, situația socială la fel. Deci capacitatea gospodăriilor populației să achite consumul de gaze naturale și consumul de resurse energetice este din ce în ce mai mică. Salariile nu cresc, economia nu se dezvoltă, ba din contră ne îndreptăm către o situație de stagnare. Deci ne aflăm în pragul unei crize majore care urmează să afecteze societatea și economia națională și în aceste condiții capacitatea de plată și capacitatea de recuperare de către Moldova Gaz a prețului pentru gaze naturale oferite este din ce în ce mai mică. Dar Moldova Gaz va fi obligată să ceară revizuirea tarifelor. Cum va fi această revizuire a tarifelor, noi nu știm, dar presupun că va urma o solicitare către Andreea prin care să se ceară revizuirea tarifelor. Dar în același timp trebuie să luăm în considerație că propozit costul cu dobânda pentru aferent acestui credit nu este unul foarte mare. Da? Deci acolo sunt costuri de câteva zeci de milioane de lei. Și atunci nu este cea mai mare problemă legată numai propriu-zis de aceste dobândă. Sigur că dobândă care urmează să o achite Moldova Gaz trebuie să se așeze tarif. Dar acest lucru totuși nu va reprezenta o componentă foarte mare din tarif. Deci nu mă aștept că anume propriu-zis acestui împrumut să realizeze o influență atât de mare astfel încât să fie necesară creșterea substanțială a tarifelor. Nu, tarifele pot nici să nu crească. Au mai rămas 10 zile până la începutul lunii următoare. Anterior sau la începutul lunii curente, reprezentanții Gazprom au promis că nu vor sista livrarea de gaze naturale către Republica Moldova dacă reușim să achităm sau nu încălcăm obligațiunile privind achitarea gazului până la data de 20 octombrie. Astăzi este data de 20 octombrie. Putem fi siguri că concernul rus își va respecta promisiunea? Aici e întrebare dacă Moldova Gaz va respecta promisiunea, deci dacă Moldova Gaz va reuși să îndeplinească angajamentele contractuale. Urmează să vedem dacă conducerea Moldova Gaz își asumă decizia care a fost luată de Comisia de Situații Excepționale și dacă această tranzacție va avea loc. Eu cred că din partea Republicii Moldova nu vor fi impedimente, deci nu vor fi create premise pentru Gazprom să-și sisteze livrările de gaze naturale, deci cumva să revadă acele angajamente pe care le are față de Republica Moldova. În același timp, nu putem să nu vedem că Gazprom pune presiune din ce în ce mai mare. De fapt, nu Gazprom, cred că Kremlinul, toată lumea înțelege că în spate Gazpromului stau autoritățile publice, politice din Federația Rusă. Noi nu putem să nu observăm faptul că această structură pune presiune din ce în ce mai mare asupra Republicii Moldova și această presiune se vede prin scăderea volumilor de gaze naturale care sunt rezervate pentru Republica Moldova pe fiecare lună. Da? Noi avem o scădere a acestor volume pentru luna octombrie și în același timp noi vedem o altă acțiune de atac din partea acestei din partea Gazpromului, implicit din partea Federației Ruse, care ține de reducerea volumelor de gaze naturale care urmează să fie livrate regiunilor de est a Republicii Moldova, Transnistriei. Iar prin aceasta noi înțelegem foarte bine faptul că Federația Rusă încearcă să reducă capacitatea de generare a energiei electrice care noi importăm din Transnistria și prin aceasta să creeze deficiențe și mai mari autorităților Republicii Moldova care trebuie să caute de undeva deci importul, să asigure importul energiei electrice din alte surse, în condițiile în care și Ucraina se află sub un atac masiv asupra sectorului energetic acestui stat. Aseară la o emisiune TV
Premierul Natalia Gavrilița a declarat că statul va da în judecată Gazprom în cazul în care va asista livrarea de gaze naturale din motive politice. Inclusiv se analizează să se acționeze astfel și în cazul în care vor fi reduse aceste volume nemotivat. Poate o instanță de judecată să oblige Gazpromul să reia sau să nu sisteze livrările de gaze către Republica Moldova? Nu, este o pistă falsă. Cred că sunt declarații goale care sunt făcute de autoritățile naționale. Moldova are motive suficiente să acționeze în judecată Gazpromul. Și n-a făcut-o până acum și cred că nu va face nici de acum încolo, sau ce opțiune dacă va face. Aceste declarații sunt pustii. În plus, cred că, așa cum îmi amintesc bine, deci relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Gazprom urmează să fie clarificate, acele neînțelegeri, da, din relațiile comerciale pe care noi le avem pe această filieră, urmează să fie clarificate de o instanță de judecată din Federația Rusă. Instanță de judecată care continuă pe durata ultimilor ani, în permanență, pune în seamnă Republicii Moldova acea datorie pentru gaze naturale care nu este achitată de către raionile de est a Republicii Moldova. Și atunci, în aceste condiții, noi nu putem să ne așteptăm că urmează să obținem o schimbare în acest sens și să urmează să obținem cumva o decizie obiectivă de către o instanță de judecată, deci în contextul relațiilor comerciale pe care noi le avem cu Gazprom. Unica posibilitate de acțiune pentru guvernul de la Chișinău este să sisteze importul de gaze naturale de la Gazprom în cazul în care nu ne satisface, deci în cazul în care cumulul problemelor pe care noi le avem, urmarea acestei realități este foarte mare, da? Deci problemele sunt mai mari decât avantajele pe care ne oferă și să încercăm să realizăm importul gazelor naturale din alte surse. Asta e unica posibilitate pe care noi le avem și unica direcție corectă de acțiune. Așa este, dar autoritățile spun că deocamdată nu este posibil să fie găsit gaz din alte surse la prețul pe care îl avem în prezent stabilit în contractul cu Gazprom. Și ținând cont de faptul că pentru luna curentă volumul de gaze livrat a fost redus cu 30%, la fel aseară premierul Natalia Gavrilița a menționat că volumul adițional pentru luna noiembrie nu a fost rezervat de Gazprom și am putea avea o reducere sau să primim cu 60% mai puțin gaz din partea de la Gazprom. Soluțiile anunțate până în prezent de către autorități ca fiind alternative la gazul rusesc vor putea să acopere tot necesarul și țara noastră va putea să facă față acestei crize? Soluții alternative nu există. Autoritățile nu au identificat nicio soluție alternativă. Noi nu putem să importăm gaze naturale din alte surse, noi putem să sperăm un anumit suport în plan energetic venit din partea României și atât. Dar Moldova nu poate să asigure importul de gaze naturale la prețuri mai mici decât este realizat importul gazelor naturale din Rusia. Noi trebuie să acceptăm această realitate, fiindcă noi nu putem să o schimbăm. În cazul în care nu ne place tratamentul, deci modul în care se desfășoară relațiile noastre comerciale cu Gazprom, trebuie să întrerupem aceste relații. Noi acest lucru nu l-am făcut până acum și cred că suntem în continuare plenar, în totalitate dependenți de acțiunile care sunt promovate de la Kremlin, din Moscova, deci de la Est. În același timp, nu putem să nu atestăm faptul că executivul de la Chișinău, deși a avut această perioadă de respiro, perioada lunilor calde ale anului, nu a venit cu niciun instrument de suport în vederea fortificării sectorului de energie regenerabilă pentru persoanele fizice. Deci nu a venit cu niciun suport, niciun instrument de susținere financiară a cetățenilor care ar fi putut în aceste luni de vară să investească cu suportul autorităților în resurse diferite de generare a curentului electric decât cele clasice, deci să investească în panouri fotovoltaice sau în, să zicem așa, pompe de căldură care pot să substituie consumul de gaze naturale. Aceste tehnologii sunt foarte costisitoare. Guvernul a avut capacitate și posibilitate să ofere suport financiar
pe perioada de vară să se pregătească, măcar pentru o mică parte din populație care este mai bine pregătit pentru aceste schimbări, să-și asigure securitatea energetică și pentru propriile gospodării și inclusiv pentru întreaga țară. Guvernul nu a făcut nimic, nu a oferit niciun suport. Guvernul se pregătește pentru perioada rece a anului să ofere compensații la fel Gazpromului pentru consumul de gaze naturale. Politica autorităților este de neînțeles. Guvernul cred că nu putea să facă foarte mult, nu poate să face mult în câteva luni de zile, ceea ce nu s-a făcut mulți ani în urmă, dar nici ceea ce se putea face în această perioadă, guvernul nu a făcut. Domnule Gârbu, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru aceste comentarii. O zi frumoasă vă doresc. Noi continuăm cu alte știri.